Traian Băsescu a întâlnit-o pe Maria în 1973, la un ceai dansant, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit. Acum președinte de partid, Crin Antonescu a avut în tinerețe alură de rebel, purtând mulți ani plete. Cunoscută ca având o pasiune pentru ținutele fashion, Elena Udrea prefera și în copilărie rochițele. În tinerețe, Corneliu Vadim Tudor a cochetat și el puțin cu moda fletelor. Fostul președinte Ion Iliescu a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție, Nina, la 18 ani când erau amândoi elevi. Mircea Joana a rămas în memoria electoratului și pentru sintagma Mihaela, dragostea mea, din noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, atunci când credea că a câștigat. Fostul ministru Radu Berceanu avea mustață și părul mai lung în tinerețe. Adrian Năstase a cunoscut-o pe Dana când aceasta era studentă în anul întâi, dar relația lor a început abia 10 ani mai târziu. În tinerețe și Emil Boc prefera o altă freză.